Uite că s-a trezit așa pe nepusă masă. Da, eu sunt. Tu ești ce? Eu sunt Elena. Vrei să mergi să stai de vorbă cu George la de nu te vezi? George? George din București. Da. Da? Da. Un... Mulțumesc frumos, Elena! Bună, George! De când ai venit în această emisiune, te-am văzut și mi-ai plăcut. Și am avut ocazia să te invit la De Nu Te Vezi și mulțumesc! Spune-mi și mie... Mulțumesc și eu, George! Ești din București, am înțeles, da? Da, de lângă. De lângă București? Am înțeles că ai peste 40 și... Da, tu? Am dat seama, 50 am eu. Mulți înainte, da. Mulțumesc. Ceea ce nu știu prea multe, de ce ești singură? Da, nu ne-am mai înțeles. Așa știu că ai un băiețel, o fetiță, cât de cât. Da. Tu ai copii, George? Am, dar sunt mari, ai mei... Sunt mari, nu mai am treabă cu ei, fiecare au treburile lor, au casele lor, au... Am și un nepoțel, la cel mare. Deci sunt singur. Mă, dar la cât ai făcut tu copii de ai deja nepoți? Da, asta era să ne întâlnim. La cât ai făcut tu copii? La 22. La 22 l-ai făcut pe primul? Da, la 22 m-am căsătorit și la 22... Ai făcut și copilul? 21-22, da. Imediat, atunci. Bam, bam. În iunie ne-am cunoscut, în august am avut nunta și în septembrie... Gata. Și în septembrie ai și născut? Nu. Ah. Că eu știam că îți trebuie o perioadă de grație dacă... Dar am crezut că ai tu vreo metodă pe care eu nu o cunosc și atunci întrebam... Am început proiectul atunci. Ah, ați început proiectul. Spune-mi, te rog, Elena, continuă că ți-am luat vorba. În ce lună ești născut? În ce zodie ești, George? Eu sunt în ianuarie, sunt Capricorn. Ah, Capricorn, da. Eu sunt fecioară. Da. Spune-mi... După doi copii nu s-ar mai zice, dar acum... Eu nu înțeles, este de fecioară de altceva. Da. Da, tu te gândești la ce vrei. Mai glumim. Ce? Spune-mi despre tine un pic. Cum ești? Ce fel de om ești? Uite, știi să dansezi? Bine, da, eu am întrebat despre tine, dar oricum îmi spun despre mine. Nu e problemă că nu mă... Da, îmi place, sunt foarte de viață, de gașcă, știu și de glume, știu și de... De toate. Știu să și glumesc, știu să și mă distrez, știu să și, cum se știe în emisiune, dacă mai ai observat, să și lucrez. Sunt cam bărbatul care le știu pe toate. Wow, bravo! Auzi, dar cu telefonul pe teren la fotbal ai aruncat? Nu-mi place, nu. Nu te uiți tu la fotbal? Absolut deloc și nu-mi place, vă spun sincer. Dar la ce sport te uiți tu, măi, Georgele? La ce sport? La... Nu faci sport? Sport nu fac. De ce spun? Nu merg la sală? Nu merg. Nu fac sport. Fac... Nu, de ce spun că și eu tot așa din, de acasă. Eu antrenez, îmi antrenez câinele, de exemplu. A, exact, da. Păi așa fac și eu. Munca, adică sportul fac prin altceva. Prin muncă acasă. Mă, de ce n-a spus, mă, așa că dacă îți spui aport la cățel... Înseamnă că îți faci și sport. Păi ăsta e cel mai frumos sport. Măi, că păi da, dacă nu mă duc eu acasă și alinez pământul. Să trag de fiare, mai bine fac un efort fizic, o curățenie prin curte, o altceva. Tot asta. Sport se numește. Serios? Ai și grădină? Da, am, da. Cam și eu grădină, da. Am grădină mare și mai multe. Bravo. Auzi, da, florile de la tine din grădină? Păi da, de unde credeai că le-am luat? Mă, mincinos ești, m-am vrut să văd dacă... Le împachetai tu așa frumos, mă. Da, de ce nu? Mă, ia că ți le desfac să le împachetez, să vedem mincinosul care...
Da, da, se rupe ambalajul, trebuia alt ambalaj, trebuia de rezervă. Extraordinar, și nu vreau să mă fac asta să era. Înțep pe Elena la mâini. Am înțeles, trandafir, da? Trandafir ai în grădină? Da, am și trandafiri, am mai multe flori. Păi nu, că ai zis ceva de înțepat. Am ales trandafirii că am văzut că îți plac foarte mult florile. Și eu, mulțumesc, să știi că eu fac cadou mereu la... Mă bucur, mă bucur. Cred că la o zi, una da, una nu, și am și flori acasă, tot, în cameră și peste tot. Deci el este hoțomanul care trece pe uliță și rupe florile vecinilor. Nu. V-ați prins, nu, da? Nu, și venise vecinul la mine să-mi zică, vecină, ai rupt florile și... Nu, uite-l, el e. Vând. Eu le vând din curte. Uh-huh. Ia spune-mi, George, tu ești un tip gelos? Nu sunt gelos, de ce să fiu gelos? Adică a fi gelos înseamnă că iubești. Adică să fii gelos îmi cât... Îmi place să admir, să mă admire cineva când merg cu o persoană frumoasă lângă mine. Nu, adică nu sunt gelos când se uite cineva pe persoana care stă lângă mine și o iubesc. Înseamnă că îi place de ea și nu pot să spun nimic. O admir, pentru că lumea spune că uite, ce, e ceva frumos. Uh-huh. Nu sunt gelos, de ce să fiu gelos? Înseamnă că e o persoană frumoasă și o place lumea. Da, te întrebam să știu... Dacă n-am fost gelos până acum, de acum încolo, îți dai seama ce gelozie. De ce nu? Nu sunt. Am înțeles. No. Da. Eu ți-am spus, dacă vrei să mă mai întreb ceva, cu cea mai mare plăcere. Spune-mi tu că nu am înțeles prea bine de ce e singură. În mare că ceva am înțeles când ai venit la emisiune. Și ți-am spus, nu ne mai înțelegem. Am un an jumătate de când suntem separați. Am înțeles că nu ați fost căsătoriți legal? Legal nu am fost, da, căsătoriți. Aici am avut din partea mea problemă că am așteptat să ne căsătorim și din partea lui nu a venit inelul, să zicem așa. Da, după 25 de ani de stat împreună și doi copii, lui îi mai trebuia să se gândească. Îmi zicea că se gândește, da. Dar... la ce noi va se gândi? Dar tu nu l-ai întrebat, mă, băiatule, dar nu gândi și noi mai repede, că trece viața pe lângă noi. Da, a știut că am vrut dintotdeauna să fiu mireasă, a știut și lucrul acesta. Și ți-a satisfăcut niciodată acest capriciu. Da. Și de aceea... Ți-ai dorit să fii mireasă? Foarte mult. Bravo. Mă, Georgica, da, tu vrei să faci mireasă? Da, de ce nu? Dacă e de acord, de ce nu? Mie îmi place de ea. S-a dat zvon în mahala, Ileana, Ileana, tot, o să fie nunta ta. Tot weekend-ul am stat și mă gândeam să vină luni. Să pot să o văd. Aha. Da, oricum, dacă nu sunt eu mireasa ta și este altcineva, o să scânt la nuntă, vorba, doamna Gabriela. Să scânt ceva. Da. Știi că am făcut școala de muzică, da? Canto. Da, am înțeles. Da, că cântai prin casă și nu te asculta nimeni. Da. Adică fostul soț, am înțeles, da. Și unde m-a durut pe mine cel mai tare, că eu atunci când eram în școala de muzică, el venea după mine, mă înțelegea, spunea că mă susține. Mă, Elena, dar...